De Dragobete, toți îndrăgostiții sunt așteptați la Castelul Corvinilor, unde vor avea parte de o căsătorie de probă ce va fi oficiată în capela din incinta castelului, dar și de multe alte surprize. Și cuplurile cu vechime își pot reînnoi jurămintele cu această ocazie. Alături, ca în fiecare an, le vor fi cavaleri și domnițe. Într-un ambient plăcut la Castelul Corvinilor, unul dintre emblemele județului, iubirea se va sărbători românește. Astfel, de Dragobete, toți îndrăgostiții care doresc să se căsătorească de probă sau să-și reînnoiască jurămintele, o vor putea face înconjurați de cavaleri și domnițe. Și în anul acesta, la fel ca în fiecare an, de 24 februarie, în capela de la Castelul Corvinilor, cei care doresc să-și reînnoiască jurămintele de dragoste sau să se căsătorească de probă pentru o zi, sunt bineveniți în această atmosferă medievală la care, pe lângă monument, va contribui și Ordinul Cavaler de Hunedoara, precum și cavalerii și domnițele castelului. Doritorii își vor putea, așa cum am menționat anterior, reînnoi jurămintele sau să-și unească destinele pentru ziua de Dragobete. Dragă activitate! Întreaga activitate va începe de la ora 11, iar cei care doresc se pot înscrie pe adresa de e-mail a castelului, contact@castelulcorvinilor.ro, sau pe adresa primăriei, info@primariahunedoara.ro. Dar și vizitatorii care vor decide să ne treacă pragul și vor decide că este oportun să-și rănească jurămintele de dragobete la castel, vor fi bineveniți ca de fiecare dată. Cei care vor participa la acest eveniment vor primi la finalul ceremoniei flori și diplome. Evenimentul va avea loc sâmbătă 24 februarie de la ora 11.